înregistrarea. Să știți că lecția de astăzi, pentru lecția de astăzi, m-am pregătit trei partide. Și având în vedere frumusețea lor, dar într-un fel și faptul că intrăm în vacanță, pe parcursul acestei vacanțe, m-am gândit ca să vă puneți la punct cu o deschidere care e foarte jucabilă la nivelul dumneavoastră, se joacă des, asta înseamnă jucabilă, și apare, de ce curată apare această deschidere și este plină și de combinații și cu ocazia asta vom învăța multe lovituri tactice care se împletesc, ca să spun așa. Deci vom vorbi de astăzi încolo, pe parcursul mai multe lecții și ședințe, despre atacul free deliver, care apare după următoarele mutări. E4, E5, KP3, KC6, nebun C4, pe tine te cheamă Filip, nu? Așa. Filip, te uiți și tu și într-un fel vei învăța cum merg piesele, da? KP6, KG5. Atacând de două ori acest pion, da? Da. Cu nebunul și cu calul. Și negru joacă aici D5 și după E4 ia pe D5, bate acel pion cu calul. Pe ideea, cal pe 3 ia pe D5, da? Deci este apărat de către damă, dar în același timp negru zice îți atac și calul ăsta, da? Și aici atacul free deliver începe cu această mutare. Deci practic veți vedea acest sacrificiu de cal pe un pion. Asta este poziția tipică de atac free deliver, care apropo, știți ce înseamnă cei care cunosc engleză? Da. Cum se traduce free deliver? Ficat prăjit. Serios. Deci dacă veți căuta și veți bate pe internet, pe Google, traducere free deliver, asta înseamnă ficat prăjit. Deci asta are o denumire foarte haioasă, da? Și practic aici albul dă un cal pe un pion, făcând evident și furculiță, da? Adică face atac dublu și la damă și la turn. Asta înseamnă că pur și simplu eu cu negru trebuie să bat acest pion, acest cal, da? Sunt forțat să-l bat, da? Și zic, aha, mi-ai luat un pion, dar mi-ai dat un cal. Dar de ce nu ia piegei acolo să mute ăsta și să facă rocadă? Da. Păi îți iau damă. Păi uite, dacă muți ăsta și zici că hai că-ți fac rocadă și pe urmă îți iau damă, și pe urmă par rocadă, el îți ia damă. Și nici nu mai poți să faci rocadă. Dacă faci rocadă aici, îți iau și ăsta cu ușa. E dezastru complet. Ai dat o damă și un cal degeaba. Deci, încă o dată, aici vrei, nu vrei, trebuie... Deci, calul acesta atacând simultan și turnul și dama, ești forțat să-l bați. Cine are armata, mani? Negru, nu? Pentru că albul a dat un cal pe un pion. Dar regele acesta este tras înspre centrul tablei după acest șah. Este șah? Dar în același timp, câte bătăi am făcut pe acest cal? Două. Deci, încă o dată, din nou negru este forțat aici ca să nu piardă piesa care o are în plus. Dacă va să face calul nu poți, eu, nu poți, eu. E legat. Aș intra în șah de la nebun. Și legat. Și dacă te duci înapoi, după nebunea pe D5 poți ceda cu negru. Să zicem cal de 4, mat. Filip, ăsta e scopul șah. Să dai șah și mat, regele adversă. Și atunci aici ce poți să joci cu negru ca să scapi și calul și să ieși din șah? N-ai decât rege E6. Este?
și să o analizez un pic această poziție, o poziție care este într-un fel tabia, pe care noi o vom, încă o dată, o vom vedea în mai multe partide de aici încolo, pe care eu am să vi le prezint și am, o să vedeți ce înseamnă lupta în deschidere dintre armată mai mare și avantaj de dezvoltare. Pentru că, încă o dată, negru are armata mai mare, mai precis are un cal în plus, dar a rămas fără rocadă, fără dreptul de a mai face rocadă, iar regele lui este în centrul tablei. Unde e bine să fie regele? Trebuie să fie la marginea tablei, departe de luptă, da? Exact. Corect, corect. Și încep cu această primă partidă, jucată acum mai bine de 400 de ani. Da, la 1620. La alb este un italian, Giacomo Greco, așa se cheamă. La negru, cel care joacă cu negru, n-a rămas în istorie, i s-a pierdut numele negura timpurilor. Vă dați seama, 400 de ani. 403 ani de când s-a jucat acea partidă. Giacomo Greco a fost unul dintre primii jucători de șah recunoscuți de lume, de lumea întreagă, pentru că el a scris și multe partide, și multe scrieri, de exemplu, da? Dar să știți că, deci, încă o dată, și revenind la poziție. Cum este calul ăsta, David? Întoarce-te și tu invers, te rog eu frumos. Că el nu va muta piesă, nu, da? Hai, întoarce-te și uite-te spre tablă, da? Este legat? Da, da. Dar ce fel de legare? Totală sau parțială? Total. Total. Cum se cheamă procedeul acesta? Cal ce trei. Pui presiune pe piesa prinsă. Pipi on the... Pipi on the pipi, nu? Deci, câte bătăi am eu în acest moment pe acest cal? Una, două, trei. Tu cu negru nu ai decât două. Tu cu negru nu ai decât două. N-ai decât regele și dama. Asta înseamnă că pur și simplu am venit să-ți bat. Să-mi iau piesa înapoi, să rămân cu un pion în plus, iar regele tău să fie în centru tablei. Bun. Și există două posibilități pentru negru de a-și mai apăra odată acest cap. Pentru că, încă o dată, el nu poate fugi. E legat total. Asta însemna că regele negru ar intra așa de la nebun. Și există ce joacă negru în partidă, cale 7, dar mai există o posibilitate, să joace cal B4. Și vă voi arăta partide în care negru va juca atât cale 7, cât și cal B4. Da? Deci, încă o dată, aici, în această partidă... Da. E apărat, încă o dată, în acest moment, negru în partidă a jucat cale 7. În acest moment, negru are apărat acest... Exact. Da? Foarte bine. Și să ne uităm la această partidă. Albul face rocadă, pion C6 și mai apără o dată. Vedeți, acest cal, chit că este el legat total, de câte ori e apărat acum? De patru ori. De pion, de rege, de cal și de damă. Și tu n-ai decât trei bătăi. Pe el. Deci e clar că e dificil, dacă nu imposibil, să îți recuperezi piesa în acest moment. Cel puțin vizual zici, Doamne, iartă-mă, ăsta, mai precis, negru va rămâne cu un cal pe un pion și mă va bate dacă intră în final, pentru că va avea armata mai mare. Da. Dar, încă o dată, cel mai mult când te uiți la o partidă, David, contează siguranța regelui. Deci regele ăsta nu e aici. E în centrul tablei, ca tântălău. Ăsta, în schimb, ia uite, Filip, o să înveți tu și rocadă. E la marginea ta. Whisky. Nu e mică. Nu-i trebuie niciun lupt. Atâta timp când nu e amenințat, nu mai îmi pierd timpul cu luptul. Deci, încă o dată. Deci, ăsta e la marginea tablei, are păturică, cei trei pion care îl acoperă, are o pernă, e și dama pe aici. Deci, nu e atacat de nimeni. Deci poate să bea whisky? Da. Da. Poate să uite la televizor, la desene animate? Da. Da. Poate. Ăsta poate? Nu. A-a. Stai.
Ăsta, lui ăsta săracul îi clățele dinții în frică de... în gură de frică, da? Și ce trebuie făcut când un rege este derocat și a rămas în centrul tablei? Îl atacăm, da? Joc turneu 1. Deci, clar, uitați-vă, e o mutare foarte simplă și frumoasă. Turnul se simte bine pe coloană închisă? Nu. Nu. Asta e coloană închisă. Asta e o coloană semideschisă. Pur și simplu ameninți acest pion și ameninți de patru. Pentru că la rândul lui și acest pion este legat total, nu? Ia să vedem ce joacă negru aici. Nebun de șapte. Cum considerați mutarea asta? Nebun de șapte. Bună, proastă sau... Proastă, că n-are unde să se ducă, nu mai e loc. Foarte bine. Să știți că modul... Într-adevăr, eu v-am spus dumneavoastră că trebuie să vă scoateți întâi piesele ușoare la luptă, da? Da, și să... Dar să scoți piesele ușoare fără să ai... O dificultate. Exact, foarte bine. Nebun de șapte este o greșeală. Una la mână ți interzice fuga regelui înapoi. Eu, de exemplu, cred că dacă aș fi fost în locul negrului, fugeam așa înapoi. Bibi, și pe urmă mă duceam pe acolo, uite așa. Puf! Da? Și puf! Mă duceam și fugeam din centrul tablei, da? Deci fugeam așa și așa. Nebun de șapte, după turne 1, nu numai că îmi închide mie și mă lasă în continuare pe asta, dar la o adică închide și contactul dintre dama neagră și acest cal. Într-adevăr, eu cu negru mai am în continuare tot 3 apărări pe ăsta, cât ai tu, dar e o greșeală asta. Și uitați când joacă Greco, acum 400 de ani, de 4. Elisa, poți să bați acest pion? De ce mă cuieră? Pentru că, ce-am zis, ar intra așa de la turn. Corect. Deci ăsta e al meu. Pun lăbuța pe el. Și atunci asta zice, aoleu, barem acum să fug mai repede. Rege C7. Turnea pe E5. Vedeți că nu ia cu pionul. Că dacă ar lua cu pionul, turnul ăsta n-ar mai fi pe coloană deschisă. Asta dintr-o dată s-ar face coloană închisă. Turnul lui îi place pe coloană deschisă. Și aici negru, în loc să fugă cât îl țin picioarele înapoi, mai face o greșeală. Și joacă aici cal G6. Care este, într-adevăr, o mutare agresivă. Ce face? Îți atacă? Turnul, nu? Da. Stai un pic. Deci, David, chiar mă... Deci, încă o dată, când avem o piesă atacată, eu te-am învățat pe tine, e singurul de aici care te-am învățat, trebuie să-i învăț și pe ceilalți. Fiți atenți aici, ciulițul rechiușele. Primul lucru pe care îl faci când ai o piesă atacată, te uiți după contraatac. Pe urmă te uiți, deci atenție, sunt 4 posibilități. Când ți se atacă o piesă, te uiți după contraatac. Dacă nu vezi contraatac, te uiți după să încerci să bași tu piesa care te atacă, dar n-ai cum să pui. A treia e să fugi, a patra e să aperi, dar el deja e apărat, și a cincea e să bași ceva între piesa ta atacată și piesa care te atacă, dar nu merge când te atacă un cal. Dar încă o dată, care e prima la care te uiți? Contraatac. Deci ia uitați și joacă pur și simplu Greco aici. Bate. Și își forța să bați tu. Pentru că dacă bați pe ăsta, vei fi mat imediat. Da? Și bye-bye scrie pe tine. Că nu te mai poți duce nici la pe 8. Da? Și atunci, încă o dată aici trebuie să bați tu. Și zici, pe bat tu. Da, dar ți-l iau cu șah. Exact. Și Elisa, hai să ne uităm aici. Deci negru e la mutare. Este în șac de la acest pion? Da. Câte posibilități are negru aici? Să bată pionul, poate? Da. Mai poate să vină aici? Da?
Da. Și mai poate să vină aici. La C5. Da. De ce încă o dată? Aici poate să vină? Ia uitați. Nu. Aici poate să vină? Nu. Că e... Hai să vedem ce a jucat în partidă. Din ce mi-a venit eu am... Nu. A? Păi nu merge C7. Nu are cum. E din cauza calului. Partea jucare C5. Da. Dar hai să nu uităm ce se întâmplă la acest rege ia pe E5. Deci, încă o dată, uitați-vă cum regele ăsta este tras de mustăți în centru tablei. Dar șah, în centru tablei. Șah. Mat. Cum se cheamă matul? Matul cu? Matul. Ce e asta? Nu. Cu epoleța ar fi aici. Asta e coada regelui. Matul cu? Coadă. Corect. Deci, datorită, de exemplu, acestui nebun, dacă regele negru și-ar putea mânca nebunul, n-ar fi mat. Dar nu poate să-și mănânce. Deci, asta e o coadă care îl împiedică pe el. Deci, încă o dată, văzurăm ce se întâmplă dacă negru aici bate acel pion. Și de aceea, de asemenea, încă o dată, dacă joci și rege E6, urmează șah dublu, deci și de la cal și de la nebun, rege ia pe E5, cal ceva n-ai, da? Și aici acum dă mat într-o mutare. Ia să vedem. Așa. Asta înseamnă că domnul rege negru, ce face? Fuge încoace. Este că poziția asta este haioasă? Da. Și hilar, în primul rând. Pentru că negru n-a mutat practic decât din rege, ia uitați. Și din nebunul ăsta, dar mutatul ăsta acestui nebun a fost o greșeală. Restul, asta doarme. Ăsta numai din rege a mutat. Și uitați ce ușor se termină partida aici. Adevărul este că aici albul putea să-l dea mat mai ușor. Ia uitați cum putea să-l dea mat. Cu B4. Așa? N-ai decât o mutare, nu? Da. Asta, nu? Da. Altceva vedeți? Nu. Și acum vine mat într-o mutare. Zi, David. Am mutare? De ce nu ești atent, David? Da, C3. D3. Nu C3. Ca să iei când te duci la C3, când te duci la C3, tare mie că-ți bate în cal. Dar damă de 3 este mai. Da, Giacomo Greco a ales altă metodă. Ia uitați, i-a dat șah așa. Da. Și asta e bună. Da. Bate, șah așa, n-ai decât înapoi, încă o dată nu poți să vii aici. Și acum din nou mat într-o mutare, David. Nu ești atent. Ai două maturi chiar într-o mutare. Ce patru? Păi de cine e aparată? De mama natură? Ce nu. Păi ți-au cald. B4. Ba da, B4 este mat. Că e apărat de cald. Deci aici nu poți să vii, aici nu poți să vii, înapoi nu poți să vii. Dar Greco, a doua metodă, i-a dat prin a doua metodă. Care e a doua metodă? Ba nu, Greco chiar așa i-a dat mat, B4. Dar, de exemplu, tu ca jucător super profesionist, poți să-i dai alt mat într-o mutare care îmi demonstrează mie că știi să treci și dezvolți. Nebune trec. Și ăsta e mat. Da. Da? Da. Bun. A doua partidă. Te plictisești? Stai așa că pe mă fac cu tine o lecție specială. Ba nu, o să joci cu Elisa. Și ea te învață cum îți piesele, nu Elisa? Da. Ești profesoară pentru fine. Bun, din nou aceeași... Ia, vedeți cum ajungem din nou la aceeași poziție? De ce 4 e 5, cal pe 3, cal ce 6, nebun ce 4, încă o dată, nebun ce 4
Fiți atenți aici. Acest nebun C4 practic îți atacă pionul P7. Pentru că dacă vă uitați la începutul partidei, acest pion, cel puțin până negru nu face rocadă, nu este apărat decât de rege. Să știți că de obicei, de multe ori, pentru ca negru să nu intre în toate complicațiile care vi le arătai, joacă aici nebun C5. Da. Mai poți să joci cal G5? Nu, că ți-l iau cu dama. Zic, mersi. Și asta e pierdută de către alb. Da. V-am arătat eu D4, dama ia pe G2. Tur pe 1, șah. Nu? Vă aduceți aminte? Nebune 2, cal de 4, cal C3, mat. Mate. David, iată-l acolo. Lasă-l pe Filip. Deci, încă o dată, să știi, inclusiv Magnus Carlsen aici de multe ori joacă aici nebun C5 pentru a păstra această diagonală deschisă. Și, de exemplu, aici după rocadă, să zicem, când joc cal pe 6 și joacă aici cal G5, încercând din nou, fac rocada pur și simplu. E bine, David, e bine să bați aici așa? Da. Păi cât ai luat și cât ai luat? Nu e bine. Chit că ai luat 6 puncte și ai dat 6 puncte, tu de fapt ai dat două piese ușoare. Ce ți-am spus eu ție? În jocul de mijloc mai ușor joci cu piesele ușoare decât cu turnul. Deci un astfel de final, un astfel de schimb ar fi bun în final, dar asta nu e final. Asta e joc de mijloc. Dacă punem calculatorul aici și să nu ziceți dumneavoastră că vă mint eu, ia uitați. Dăm la vin și dăm la asta. Și când îl punem, zice că negru are avantaj decisiv. E minusul mat de plus. Minus 1,70. Da? Deci nu se joacă așa ceva. Bun, revenim la loc. Hai să revenim la partide, da? Pentru că și asta e o mutare bună, să știți, cal pe 6. Numai că trebuie să știți să joci. Cal G5, asta e jucată de către un jucător la alb numit Cochrane. Englez. El a rămas în istoria șahului printr-un gambit. Un gambit care... Ia fiți atenți aici. Asta așa, tot ca o paranteză. Gambitul Cochrane apare în rusă. Deci, după cal pe 6, calea pe 5, D6, albul bate aici. Apropo, să nu cumva să credeți că ăsta e flitinger, adică ficat prăjit, că nu e. Deci, acest gambit este destul de slab, în schimb, da? Revenind la partidă, ne întoarcem la partidă, deci cal pe 3, cal C6, ne duce 4, cal pe 6. D5, ED5, din nou și aici vreau să înțelegeți un lucru. Pe parcursul verii eu am început cu această continuare, calea pe D5, care duce la ficat prăjit. Da? Dar să știți că aici negru de cele mai multe ori joacă aici cala 5. Uită-te acolo, lasă că nu... Deci cel mai mult se joacă aici cala 5. Dar să știți că se mai joacă și cal de 4. Și să știți că se mai joacă și B5. Contraatacuri. Le vom învăța pe parcursul lecțiilor viitoare. Deci acum dezbatem această continuare a negrului, calea pe D5. Calea pe F7. Și după rege F7, dama pe 3. Zi, David, ce joci aici cu negru ca să nu dai piesa înapoi? Deci e șah și două bătăi. Unde te duci cu regele, dar să nu dai cal? Păi trebuie să te duci cu regele undeva, că încă o dată trebuie să nu-ți regele. Ești în șah. Calul ăsta nu poate muta. Hai că vă duci și la început, înainte, vezi? Asta îmi demonstrează mie... Rege 6. Corect. Cal C3, pipi on the pipi. Și aici, la fel, ca și în partida anterioară, cale 7, da?
atenție, deci încă o dată acest cal, am să vă arăt tocmai eventual la o altă lecție și acest cal pe pat. Pentru că asta are un plus, faptul că nu închide nebunul. Dar are un minus că poți să ți-l atac imediat. Și deși bați tu aici, ca sub atac cu nebunul. Ai material din nou plus, dar e sub atac, regele tău în centru tablei. Dar asta e altă partidă. Cale 7 îți asigură ție după ce 6 siguranța acestui cal, cel puțin la prima vedere, da? Deci de 4. Apropo, ce a jucat Greco în partida anterioară? Aici? Rocadă mică. Nu vă mai aduceți aminte? Nu. Și după ce 6, pe de ce nu ți-aduce aminte răutate mică ce turneul. Deci, încă o dată, dar aici vreau să înțelegeți un lucru. Partida asta a fost jucată în 1856. Era timpul lui Paul Morphy pe atunci? David? Da. Era Paul Morphy. Paul Morphy era cel mai tare jucător din lume și bătea pe toți pe care prindea. Dar nu e partida jucată de Paul Morphy. Vă rog pe urmă o partidă jucată de Paul Morphy. Deci, încă o dată, aici, Albu Cochrane joacă de 4. Pe ce idee? Că-l dă degeaba, la prima vedere. Zi, David, de ce nu poți să-l iau? De ce nu poți să-l iau? Că practic zici că e degeaba. Da. Nu că i-ai deschis coloana, îți dă șah, și-și ia piesa înapoi. Pentru că voi rămâne doar cu două bătăi. Dacă te duci aici, îți bat aici. Bați aici, îți bat aici. Te-am făcut praf. Deci nu poți să bați acel pion. Da? Dar, încă o dată, eu când sunt cu albul și am prins regele negru în centrul tablei, de ce trebuie să-mi fac rost? De coloane și diagonale deschise. Pentru ca piesele mele să-l facă praf pe regele negru, da? Deci, și ce m-a impresionat într-un fel la această partidă este că, deși este jucată în 1856, vă rog să mă credeți că jocul albului zici că parcă e din secolul nostru. Deci, C6 mai apără o dată, nebun G5, deci avem un cal legat, dar și ăsta în acest moment e legat, pentru că în spate e dama, da? H6, zice, ce cauți tu în țara mea? Ce să caut? Te bat. Cu ce poți să bați? Doar cu nebunul. Da. Și albul face rocadă mare. Pusă pe calculator poziția asta, deci încă vedem aici cum albul face rocadă mare, arătându-ne nouă, săgeata aia roșie ne arată că nu numai că eu cu albul mi-am pus regele la adăpost, dar voi face rost de coloană deschisă și pentru turnul din D1, da? Într-adevăr, am un pion aici, dar dacă cumva zbat, ăsta rămâne complet legat și turnul ăsta va rămâne. Și aici, după turn pe 8, care ce mi-atacă mie Elisa turn pe 8? Deci negru joacă turn pe 8. Ce mi-atacă mie acel turn? Dama. Corect. Albă joacă dama e bani. Pusă pe calculator, poziția asta este egală. Adică albul stă un pic mai bine datorită faptului că are regele în centru, are armată mai mică, într-adevăr, dar negru are regele în centru tablei. Și calculatorul propune aici nebun G5 și pe urmă să joace turn pe 4. Dar fiți atenți aici, negru greșește grav aici și joacă direct turn pe 4. De tantă loc. Deci fiți atenți aici. Ăsta e un pion care apără turnul, dar e și legat. De asemenea, în partida asta jucă dama ia pe E5 cu șah. Este David. Poate să ia și turnul, poate să ia și cai. Exact, bravo. Deci, uitați-vă, dacă a jucat rege pe 7, de cine a apărat David turnul ăsta? De mama natură. De mama natură. Poți să ți-l iau gratis, că n-ai cum să bați.
De aceea ăsta negru se duce să rapete. Și albul îi bate. Și negru îi bate. Ce-a jucat cu albul aici? Nebună să ia pion. I-am luat turnul, nu? Nu turnul. Da, că e gratis, nu? Da. Ia mutare. Caută mat într-o mutare. Ia fiți atenți aici, cum se aprind dintr-o dată beculețele la David. Păi ce-i mai important, să iei un drum sau să dai mat într-o mutare? Să dai mat într-o mutare. Da, mă, Adamă de 5. Și fug înapoi. Nu. Rege 5-7. Da. Nu. Damă de 6. Nu. Da. Bani. Damă de 6 îți iau. E ce de 6. Seamănă. Nebun, nebun de 5. Corect, seamănă cu... Deci nebun pe 5, 6 și mat. Ăsta seamănă cu matul lui Boden. Vă aduceți aminte cei doi nebuni care fac... Care fac un X. Fac un X, exact. Deci nebun pe 5, 6 și mat. Deci încă o dată, e important să iei eventual și un turn, dar încă o dată, dacă iei turnul, s-ar putea ca ăsta să-ți ia nebunul. Și rămâne cu doi nebuni pe un turn. Aia nu-mi place. Pe când așa, nebun pe 5, am terminat partida. Ia, mai. Trebuie să-mi dea o ciucalată, nu? Nu? Bine, hai. Hai și că una, a treia și terminăm pe ziua de azi. Nu. Eu o să joc cu da. Atenție. Eu o să joc cu da. Nu, o să joci cu Filip. Aia nu știe. Ba știe. Nu, că e... Nu mă cheamă Elisa. Mă cheamă Elisa. Nu prea știe să mute piesele. Păi nu, da. Hai să vedem noi pe urmă. Deci, asta e jucată de Paul Mort. Da. În 1856. Deci, sau nu, 1858. La 2 ani distanță după partida anterioară. Deci, din nou, ajungem în poziția tipică de atacul Free River. Este ăsta, da? Ce joacă alb aici? Cal? Cal. Pipi on the pipi, da? Cal, ce face? Cale, 7. Rocadă mică. Deci, vedem că Paul Murphy joacă la fel cum a jucat Greco, da? C6 și mai apără o dată de 4. Vedeți, e standard. Să deschid coloana E. Și aici asta greșește. E5-a pe D4. Deci încă o dată, Doamne iartă-mă, ferească spântul, eu aș fi fugit cu regele ăsta, m-aș fi dus și pe urmă și acolo și acolo și m-aș fi dus în spate. Seamănă ca cealaltă. Seamănă, dar nu prea are sare. Turneul 1-7. Rege D7. Zbam. Ba. Și negru zice, păi stai un pic, că schimb piesele aici. Da, dar după șacul ăsta, unde poate regele să se ducă, regele negru? Ce mutare mai poate să facă negru aici? Are una singură la părinți. Care e aia? Regele negru fiind în șac, zi Elisa unde trebuie să mă trec. Rege C7, corect. Da? Asta voiam să zic. Unica, deci că aici nu poate datorită acestui turn. Aici nu poate datorită damei. Așa? Bun. Rege C7. Șa. Care e unica? Nebun D6, da? Bun. Ce-aș muta cu albul aici? Pentru că negru la o adică zice așa, vai, am schimbat și piese și am rămas, am un nebun în plus, ia uite. Și tu, deci tu ai o damă, două turnuri și un nebun. Păi da, dar când o ieși ăla la luptă să te ții. Deci trebuie neapărat să-l termin pe negru aici. Hai, mat în două, în trei mutări, mat. Da, maxim, maxim. Maxim, maximorii. Uite. De pentru
aia e mutarea care a făcut-o Paul Morton. Bate palma. Așa. Ia uitați, Elisa a văzut mutarea. Da, mă, ce cinșa. Pentru că nebunul ăsta e legat. Dacă vii aici, ești mat într-o mutare. Mergi. Și atunci n-ai decât să fugi unde? În spate. Da, ăsta este mat. Așa, n-ai decât să bați mat. Mergi. Apropo, aici poți să bați și cu dama. Este... Poți să bați și cu dama? Da. De iar? Da, că tot mat. Da? Mergi. Și asta este foarte caracteristic atacului de ficat prăjit. De obicei, da, print liver, așa se cheamă. Și tradus din engleză așa. Deci, negru nu reușește de nicio culoare să scoată piesa afară. Uitați-vă, au rămas cu turn pe poziție inițială, turn pe poziție inițială, nebun pe poziție inițială, doar regele ăsta a mutat ca un nebun. Așa, așa, așa. Sau până s-a dus așa, așa și așa. S-a terminat partida, da? S-a terminat repriza. S-a terminat repriza. Mersi.